Jocul oțelului nu arată precum al unei echipe aflate în insolvență. Acest lucru a fost demonstrat de victoriile obținute în primele două etape care plasează echipa gălățeană în fruntea ligii întâi. Vom triumfa în continuare, cred eu, pentru că nu știu cum arată insolvența la Cluj, dar eu zic că la noi lucrurile s-au așezat și încetul cu încetul oțelul Galați va transmite și alte mesaje decât, eu știu, haos, insolvență și alte lucruri care, într-adevăr, ne-au măcinat în această vară. Oțelul este o echipă greu de învins. Când va găsi și omul de gol pe care îl caută de multe sezoane, echipa gălățeană va putea să aspire la un loc de cupă europeană.